Aceste produse pe care le vedeți în imagine, stimați telespectatori, reprezintă două noi tipuri de compresoare introduse în aceste zile în producția de serie a uzinei de motoare și compresoare Timpuri Noi. Cele două compresoare prezentate fac parte dintr-o familie de 7 compresoare pe care noi le vom asimila până la sfârșitul trimestrului 1 anului 1972. Indiscutabil, ele prezintă niște caracteristici superioare. Și aș vrea să mai adaug că, deocamdată, ele sunt destinate în exclusivitate exportului. Aș vrea să amintesc, deși poate pentru puțini este cunoscut acest lucru, uzina noastră, prin produsele sale, își aduce contribuția, de exemplu, în înfăptuirea programului de irigare în agricultură. Motoarele noastre, în marea lor majoritate, echipează instalațiile care sunt folosite în sistemele de irigații din economia națională. Aș vrea să mai fac remarca că întreaga fabricație pe care noi executăm în prezent este de concepție proprie, reprezentând meritul și competența colectivului nostru de muncitori, tehnicieni și ingineri. După cum știți, se află în plină construcție o modernă magistrală rutieră unică în țara noastră, care va uni județele Sibiu și Argeș direct peste masivul Făgărașului, trecând dincolo de cota 2000. Cutezătorul drum alpin va măsura 95 de kilometri și va oferi călătorului posibilitatea de a străbate o regiune carpatină încătătoare pe traseul Arpașul de Jos, Bâlea Cascadă, Bâlea Lac, Lacul Capra, Piscul Negru și, mai departe, spre sud, coborând firul râului Capra, va ajunge pe țărmul Marelui Lac de Acumulare Argeșean. La construcția drumului lucrează ostașii armatei noastre populare, înzestrați cu o tehnică de geniu de mare randament, buldozere, excavatoare, autogredere, motocompresoare, automacarale și mijloace de transport de mare tonaj. Pe margini de prăpastii, la înălțimi amețitoare, echipele de constructori, sub îndrumarea unor ingineri și tehnicieni de înaltă calificare, execută lucrări pentru lărgire, terasamente, lucrări de apărare și consolidare, fundații de balast, ziduri de sprijin. În faza finală, șoseaua, care va avea o lățime de circa 8 metri, va străpunge muntele prin tuneluri. Cel de la vârful Capra va avea o lungime de aproape 900 de metri. În momentul de față, bătălia cu muntele cunoaște cea mai mare intensitate în zona acestui vârf, punctul de întâlnire a celor două detașamente care înaintează concomitent dinspre nord și dinspre sud, în susul văilor Bâlea și Capra. Drumul alpin prinde contur într-o porțiune abruptă, sălbatică, ostilă omului. Sunt dislocate numai în această porțiune circa 1.200.000 de metri cub de rocă și se vor înălța 4 poduri cu o deschidere de 20 de metri și alte 12 cu deschideri variind între 7 și 8 metri. Militarii geniști și din alte arme își înobilează tinerețea prin această cutezătoare operă care poartă sute și mii de semnături ostășești. Pe măsură ce drumul urcă, sunt puse la o tot mai mare încercare bărbăția, cutezanța, îndârjirea, voința de neînfrânt a omului constructor. În înfruntarea cu clima, cu pantele abrupte, făcând față unor greutăți multiple, până la cote de autentic eroism, constructorii Transfăgărășanului înscriu pagini de cutezanță creatoare în cartea de aur a construcției socialiste din țara noastră. Astăzi au început în capitală lucrările celei de-a cincea conferințe internaționale de meteorologie a Carpaților. Organizate de Institutul de Meteorologie și Hidrologie, conferința se bucură de participarea unor savanți de prestigiu din Uniunea Sovietică, Republica Populară Bulgaria, Republica Socialistă Cehoslovacă, Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, Republica Populară Ungară, Republica Populară Polonă, Republica Democrată Germană, Austria, Republica Federală a Germaniei și, bineînțeles, a unui mare număr de cercetători români, despre a căror contribuție v-am informat în telejurnalul de ieri seară. Thank you.
La ședința de deschidere a luat cuvântul tovarășul Florin Iorgulescu, președinte al Comitetului Național al Apelor, care a salutat pe oaspeții străini și a urat succes lucrărilor conferinței. Sub egida Uniunii Societăților de Științe Medicale s-au desfășurat la Târgu Jiu lucrările Conferinței Naționale de Chirurgie. Consfătuirea, în cadrul căreia s-au prezentat 23 de comunicări științifice, a dezbătut probleme referitoare la accidentele de circulație, cauze, urmări, măsuri de prevenire și intervențiile de prim ajutor. Comunicările au fost urmate de prezentarea unor filme și diapozitive pe teme de specialitate. Pe academicianul Nicolae Teodorescu l-am întâlnit astăzi la prânz la aeroportul internațional Otopeni. Pe cine așteptați acum cu acest avion? O parte din delegația bulgară și o parte din delegația greacă. Sunt o parte dintre participanții primei ediții a Balcaniadei de matematică pentru studenți și tineri cercetători din regiunea balcanică. Academicianul Teodorescu este secretarul general al Uniunii Matematicienilor Balcanici, FOR, care a organizat această competiție științifică. Timpul de desfășurare, 15 septembrie, 25 septembrie. Participarea are mai multe categorii. Participarea studenților, câte 3 studenți din cele 4 țări balcanice, Bulgaria, Grecia, România și Iugoslavia. Turcia de anul acesta nu participă la concursul studenților. În ceea ce privește cercetătorii tineri, numărul este nelimitat. Sunt cercetători până la vârsta de 30 de ani din cele 5 țări ale Uniunii, adică Bulgaria, Grecia, Iugoslavia, România și Turcia. Ce alte confruntări științifice sunt înscrise în programul acestei competiții? Ca parte integrantă a Balcaniadei figurează o sesiune științifică a tineretului balcanic matematic, care va dura 3 zile și care va fi consacrată în primul rând prezentării celor mai bune lucrări din concurs ale tinerilor cercetători. Dacă vreți o analogie, ceva care seamănă cu concursul UNESCO. Însă, va fi completată cu o serie de rapoarte de o jumătate de oră a celorlalți concurenți care, bineînțeles, nu sunt candidați la primul premiu, dar care au lucrări valoroase, o serie de comunicări și, de asemenea, o prezentare a celor mai bune lucrări de diplomă cu caracter original ale absolvenților facultății noastre de matematică din București și poate și ale altor facultăți din țară. Va depăși această competiție cadrul strict al unei întreceri de specialitate? Da, pentru că ea are loc în cadrul Uniunii Balcanice, care este o uniune de colaborare și cooperare regională, cordială. Și semnul sub care se va desfășura Balcaniada este semnul prietenii, semnul colaborării și cooperării balcanice. De altfel, delegațiile care au început să sosească arată acest lucru pentru că toți au răspuns că entuziasm. Vă dorim mult succes și următoarea ediție unde va fi? Lucrul acesta aș putea să vi-l spun de-abia la sfârșit. Vă mulțumim! Orașul Motru se conturează tot mai mult ca o localitate modernă. Întreaga populație a localității, peste 12.000 de locuitori, în majoritate mineri, trăiește în apartamente noi. Recent a fost terminat cel de-al 3.250-lea apartament, iar în curând va începe, în zona de nord-vest a orașului, construcția unui nou ansamblu de locuințe ce va totaliza 2.700 de apartamente și alte edificii social-culturale. Conform planului de perspectivă, Motru, orașul minerilor gorjeni, va avea 10.000 de apartamente. S-a deschis un nou oficiu pe TTR în capitală, unitatea numărul 67 din Calea Plevnei. Profilul ei special este expediția imprimatelor și trimiterile fonopost. Pe lângă acestea există și secțiile obișnuite într-un asemenea oficiu, operațiuni interne, mesagerii, operațiuni check și altele. Tot aici funcționează și o centrală telefonică, având 3 cabine interurbane. La etajele noii clădiri se află în stadiile ultime de montaj o centrală telefonică automată cu 6.000 de circuite care va deservi zona din preajma căii Plevnei.
Vernisajul a avut loc la Clubul Femina al Combinatului Textil din Galați. Realizat în colaborare cu Muzeul de Artă al Județului, expoziția cuprinde lucrări de sculptură, pictură și grafică, executate de artiști amatori și inspirate din munca și viața femeilor. Azi dimineața a părăsit capitala ansamblul artistic Doina al Armatei, care va întreprinde turnee în Republica Populară Democrată Coreeană și Republica Populară Chineză. La plecare, pe aeroportul Otopeni, au fost prezent general colonel Ion Coman, adjunct al Ministrului Forțelor Armate, secretar al Consiliului Politic Superior, general și ofițer superior. Erau de față Kang Yang-sup, ambasadorul Republicii Populare Democrate Coreene, și Chen Haifun, ambasadorul Republicii Populare Chineze la București, membri ai celor două ambasade. După cum v-am mai informat, timp de aproape două săptămâni, o ștafetă a pionierilor formată din peste 200 de copii din toate județele țării, fruntași la învățătură și în activitățile specifice lor, au străbătut un traseu însumând 2000 de kilometri, fiind vizitate câteva dintre marile obiective industriale create în anii socialismului, monumente istorice și ale naturii. De asemenea, componenții ștafetei s-au întâlnit cu oameni ai muncii, cu pionieri din mai multe localități, au asistat sau au prezentat ei înșiși spectacole. La București, pionieri au vizitat sediul Casei de Economii și Consemnațiuni, prilej de a cunoaște nu numai unul dintre monumentele arhitectonice ale capitalei, ci și activitatea ce se desfășoară aici. În continuare, la Palatul Pionierilor a avut loc un concurs, Cine știe câștigă, despre cele văzute pe întregul itinerar și un concurs de desene pe tema economisirii la cec. Cu aceasta, ștafeta pionierilor s-a încheiat. Ea s-a dovedit a fi o formă eficientă de odihnă, recreere și, totodată, de instruire înaintea noului an școlar care începe mâine. Stimați telespectatori, telejurnalul continuă cu turul de orizont în actualitatea internațională, anunțat în deschiderea ediției. Consiliul de Securitate se reunește azi la ora 19, Greenwich Mean Time, adică peste aproximativ o oră și un sfert, pentru a examina cererea de primire a Qatarului în rândul țărilor membre ale Organizației Națiunilor Unite. În atenția Consiliului se află de asemenea scrisoarea adresată de reprezentantul Iordaniei la Națiunile Unite, în care se cere convocarea de urgență a acestui organism pentru examinarea, cităm, măsurilor ilegale adoptate de Israel în orașul Ierusalim. Data examinării documentului iordanian urmează să fie stabilită după consultarea tuturor membrilor Consiliului. Rămânem în continuare la Națiunile Unite cu informații privind activitatea secretarului general UTAN. Acesta a conferit cu ministrul indonezian al afacerilor externe, Adam Malik, președintele viitoarei sesiuni a Adunării Generale, asupra problemelor aflate pe agenda de lucru a importantului for internațional. La Moscova a sosit astăzi la invitația prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice și a Guvernului Sovietic, regele Afganistanului, Mohammed Zahir Shah. El a fost întâmpinat de președintele prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Sovietice, Nicolae Podgorny. Ministrul britanic al afacerilor externe, Alec Douglas Hume, care întreprinde o vizită oficială în Republica Arabă a Egiptului, a continuat convorbirile cu oficialități egiptene. Referindu-se la posibilitățile soluționării crizei din Orientul Apropiat, una dintre principalele probleme discutate, Hume a declarat, potrivit ziarului Al-Ahram, că elementul esențial pentru rezolvarea crizei îl constituie retragerea trupelor israeliene din teritoriile ocupate. Pacea în această regiune, a spus el, trebuie să fie bazată pe transpunerea în viață a rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 67. Astăzi, șeful diplomației britanice a fost primit, vedeți în fotografie, de președintele Anwar Sadat. Probleme privind relațiile economice dintre Republica Populară Chineză și Finlanda au fost examinate la Helsinki de ministrul chinez al comerțului exterior, Zhou Huamin, în stânga, și omologul său finlandez, Olavi Matila. La Casa Albă s-a anunțat că primul ministru al Indiei, Indira Gandhi, va face la începutul lunii noiembrie o vizită oficială în Statele Unite la invitația guvernului acestei țări. Menționăm că premierul indian va mai întreprinde în toamna acestui an vizite în Uniunea Sovietică, Republica Federală a Germaniei și Franța. Câteva mii de persoane, aparținând diferitelor uniuni sindicale, au participat la o impresionantă manifestație muncitorească în cunoscuta piață Trafalgar din Londra pentru a-și exprima solidaritatea cu muncitorii de la șantierele navale Upper Clyde. După cum se știe, muncitorii de la Upper Clyde au ocupat aceste șantiere în urmă cu aproape 3 luni pentru a preîntâmpina șomajul celor 20.000 de salariați. Se știe de asemenea că guvernul intenționa să închidă șantierele din cauza dificultăților financiare pe care le întâmpină acestea.
În cuvântul său, Jimmy Reed, reprezentantul șantierelor, a făcut cunoscută participanților hotărârea muncitorilor de la Upper Clyde de a continua lupta pentru reglementarea situației din această întreprindere. Am fost întrebat, a spus Reed, dacă vom câștiga bătălia. Iată răspunsul. În vocabularul nostru al muncitorilor nu cunoaștem cuvântul înfrângere. Într-o rezoluție adoptată la meeting s-a cerut naționalizarea tuturor șantierelor navale, deoarece întreprinderile particulare s-au arătat incapabile de a asigura bunul mers al producției. O delegație a participanților a amânat rezoluția primului ministru la reședința sa din Downing Street. O coliziune de mari proporții a 200 de autoturisme și autocamioane s-a produs pe autostrada spre localitatea Cheshire, Anglia. Bilanțul tragic al acesteia, 10 morți și 60 de grav răniți. 38 de persoane și-au pierdut viața în cursul rebeliunii declanșate cu 4 zile în urmă la închisoarea din orașul american Ithaca, statul New York. Vă prezentăm aspecte filmate din timpul asediului la care a fost supusă închisoarea, când importante efective polițienești au pătruns în clădire pentru a elibera 38 de persoane ținute ostatece de deținuți. Când ordinea a fost restabilită, 9 dintre cei sehestrați au fost găsiți uciși de deținuții rebeli. În cursul schimbului de focuri, 28 dintre deținuți și-au pierdut viața. 28 de morți, 26 de răniți, 14 persoane dispărute, peste 30 de case distruse. Acesta este bilanțul tragic al alunecărilor de teren care au avut loc în zona orașului japonez Owase, la 500 de kilometri sud-vest de Tokyo. Catastrofa s-a datorat intenselor ploi care au căzut în această regiune la sfârșitul săptămânii trecute. De 23 de ani, sculptorul american Korczak Solkowski taie în piatra muntelui Pasărea Tunelului din Dakota o uriașă statuie de 170 de metri înălțime care va înfățișa un erou al populației indiene băștinaște, Sioux Crazy Horse. În jurul uriașului monument va lua ființă un centru cultural indian. Circulația de nor, care a permis pătrunderea în țara noastră a aerului mai umed și mai rece de natură polară, menținându-se și în ultimele 24 de ore, vremea a rămas răcoroasă în cea mai mare parte a țării și îndeosebi în nordul și estul țării, unde și norările au fost mai accentuate. Acest fapt a fost ilustrat prin temperaturile înregistrate atât noaptea cât și ziua. Astfel, temperaturi minime de 4 grade la Huedin și la Supuru, iar la ora 14, temperaturi îmbanat între 14 și 18 grade, precum și în Crișana, în Podișul Transilvanii între 12 și 16 grade, în Moldova, de asemenea, între 12 și 17 grade, în Oltenia între 12 și 14 grade, în nord-vestul Munteniei între 15 și 18 grade. În schimb, în restul Muntenii și în Dobrogea, unde cerul a fost mai mult senin la început și s-a norat treptat abia în cursul zilei și în special după amiază, temperaturile au fost mai ridicate, peste 20 de grade, chiar și 24 de grade în sud-estul Bărăganului. Pe litoral, după cum ați putut vedea și dumneavoastră, vremea a fost frumoasă și însorită. Voi adăuga că temperatura la ora 14 a fost cuprinsă între 21 și 22 de grade, iar temperatura apei mării a fost de 23 de grade. S-au semnalat și ploi mai frecvente în cursul nopții în Moldova și estul Transilvaniei, iar în cursul zilei în sudul Transilvaniei, în Oltenia, iar după amiază în vestul Munteniei s-au extins, iar în ultima oră ele au ajuns până în zona Budești, Grivița și Buzău. La București, temperatura minimă a fost de 12 grade, iar la ora 14 se înregistrau 22 de grade. În următoarele 24 de ore, vremea se va menține răcoroasă în țara noastră, deoarece ne vom menține sub influența aceleași mase de aer. Din zona, prelungirea anticiclonului din nord-vestul continentului se va separa un nucleu ce se va dezvolta în nord-estul țării noastre. În schimb, depresiunea din Italia va înainta lent spre est. Astfel că cerul va fi mai mult noros în sudul țării, unde vor continua să cadă ploi. Ploi care se vor extinde treptat în cursul nopții în Muntenia și Dobrogea. În restul țării cerul va fi schimbător, iar ploile vor fi izolate și în special după amiază. Vântul va sufla slab până la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 3 și 13 grade, izolat mai coborâte în nordul țării și depresiunile din estul Transilvaniei. Maximele vor oscila între 13 și 23 de grade. Mâine dimineață este posibil ca în zona deluroasă din nordul țării să producă brumă.
Seria victorilor surpriză obținută în turneul de la Forest Hills de tânăra tenismenă în vârstă de 16 ani, Chris Evert, cu fața în aceste imagini, a fost întreruptă în partida din semifinalele probei de simplu, când Evert a pierdut în fața experimentatei Billie Jean King. În cealaltă semifinală, Rosemary Casal s-a învins pe Kerry Melville în două seturi, 6-4-6-3. În finală, Billie Jean King va juca cu Rosemary Casals. Niciuna din finalele turneului de la Forest Hills nu s-au disputat încă. Ploaia continuă să întrerupă acest turneu. În urmă cu 30 de minute, la Essen s-a încheiat partida de basket masculin România-Polonia din cadrul campionatului european. Deși echipa română conducea în minutul 27 cu 57-51, în minutul 37 cu 70-67, ea a fost egalată în minutul 38 și învinsă în final cu 80-74. Rezultatul meciului de fotbal Hibernians Malta Steaua București nu ne-a parvenit până la această oră. Pregătiri olimpice pe toate meridianele. Concurs internațional atletic la Londra cu participarea unor atleți de valoare din întreaga lume. Cursa de 5.000 de metri revine kenianului Kipchoge Keino, campion olimpic pe distanța de 1.500. Al doilea sosește spaniolul Alvarez Salgado. Al treilea, englezul Ian Stewart. Christos Papanicolaou sare la prăjină 5.30 m. Dacă Keino a câștigat cursa de 5.000 de metri, un specialist al fondului, englezul Dev Bedford, cunoscut dumneavoastră din transmisiile recente de la campionatele europene de la Helsinki, reprofilat pe proba de 3.000 metri obstacole, a atacat recordul european al acestei curse. Bedford a făcut o cursă remarcabilă, câștigând la sfârșitul unui finish epuizant în 8 minute 28 de secunde 6 zecimi, timp care reprezintă un nou record. Acest atlet de 21 de ani se anunță, în ciuda înfrângerii de la Helsinki, un pretendent la medalia olimpică.